Doamnele și domnișoarele sunt astăzi în centrul atenției. E ziua femeii, o zi specială pentru sexul frumos. Potrivit unui studiu de piață, mai multe de jumătate dintre români sărbătoresc această zi. Florile au fost la mare căutare astăzi, florăriile au fost asaltate de cumpărători, indiferent de vârstă, toate reprezentantele sexului frumos au fost astăzi răsplătite cu diferite atenții. Chiar dacă soțiile și prietenele au fost răsplătite, mamele au fost cele spre care și-a îndreptat atenția toată lumea. 8 martie a rămas în tradiție ca o zi specială pentru toate mamele din lume. Așadar, la mulți ani tuturor femeilor, la mulți ani mamelor!